Săptămâna viitoare va fi făcut public numele persoanei nominalizate pentru funcția de prefect. Deputatul Radu Miruță susține că în weekend va fi analizat fiecare CV pentru o decizie comună a organizației. Este în desfășurare o procedură de selecție pentru cei care și-au manifestat intenția în acest sens. De seară la ora 23:59 expiră perioada până la care persoanele din interiorul partidului interesate să aplice pentru așa ceva își pot trimite documentele, vorba de scrisoare de intenție, CV, declarație de necolaborare cu fosta securitate, o declarație pe proprie răspundere, cum că diplomele pe care le-au obținut și le prezintă nu pot fi supuse suspiciunii de plagiat. Și un punct de vedere cu privire la modalitatea în care consideră ei sau ei candidații că pot pune în practică programul de guvernare. O perioadă de interacțiune cu toți cei care și-au manifestat, au depus aplicațiile și ne așteptăm până spre finalul săptămânii, dacă lucrurile se desfășoară normal, să trimitem propunerea noastră către conducerea națională pentru a fi înaintată premierului să se semneze decizia de numire a prefectului. Pe lista doritorilor s-a înscris și un candidat care nu face parte din familia USR Plus. Procedura a fost deschisă pentru persoanele din partid. Am primit aplicație, cred că din partea unei persoane, mă uitasem aseară, și din afara partidului. Chiar și așa, posibile modificări la prefectură nu vor putea fi făcute mai devreme de luna martie. În punctul meu de vedere, până duminică ar trebui ca noi să ne facem treaba pentru cei care și-au depus aceste aplicații și duminică seara să avem oarecum un nume. Oricum, numirea prefectului, că și asta a fost o întrebare de astăzi, nu va putea fi făcută în țară mai devreme de 9 martie, pentru că alaltă seară s-a publicat în Monitorul Oficial decizia Guvernului ca persoanele care ocupă funcția de prefect să nu mai fie înalți funcționari publici și mai devreme de atunci sunt 30 de zile la dispoziție pentru ca ea să intre în vigoare. Deci mai devreme de 8-9 martie, cel mai devreme, practic prefecții în țară nu vor putea fi înlocuiți. Radu Miruță a mai transmis că noul prefect trebuie să fie o persoană integră, intelectuală, profesionistă în domeniul de activitate, cinstită și care nu a fost racordată la rețeaua controversată a județului Gorj.